chiar se lasă cu un unboxing uriaș. Da, este un unboxing mare și sunt și 3 premii foarte mari pentru voi. Vă zic de pe acum că o să avem așa un giveaway de pomină, dar va fi de pomină din toate punctele de vedere, că nu o să mai fie cu like, share, dați acolo tag ca disperații, nu, o să fie ceva așa mai pe calitate, mai focusat pe calitatea participării voastre, pentru că astăzi vorbim de un brand foarte frumos, un brand românesc, deși culmea el nu a început neapărat dintr-un, să zic așa, într-un context românesc, și este vorba de compania Farmec. Farmec are un istoric, cred că, foarte mare. Compania a pornit inițial ca o, să zic, o entitate mutată la Cluj-Napoca dintr-o companie care exista la Budapesta. S-a înființat un mic, să zicem, laborator la Cluj-Napoca, care apoi a devenit independent. În 1943, practic, începe istoria lui Farmec în România, iar prin 1960 ceva, în 1965, se lansează laptele vitaminizant Doina, cu care nu știu care dintre noi nu am copilărit, am îmbătrânit, un produs pe care l-am văzut la mame, la bunici, la mătuși, l-am folosit ca prim produs de machiere și tot așa. Imediat după Revoluție, Farmec a fost printre primele companii din România care s-au privatizat și au trecut printr-un proces care nu le-a afectat așa de mult, cum s-a întâmplat cu multe alte companii românești, din păcate, care fie au dispărut de pe firmament, fie s-au transformat în diverse alte lucruri. Dar Farmec a rămas, așa cum știm, compania de cosmetice românească, numărul 1 ca și notorietate, dar și cu produse care se află în continuare în topul preferințelor și al vânzărilor. Știu că pare parcă sunt moment publicitar, ideea este că n-am ce să fac, am deprindere de om de marketing și întâmplător despre Farmec mi-aduc aminte că și în contexte profesionale am vorbit când trebuia la muncă să dau exemple de best practice, adică de cele mai bune exemple în materie de marketing românesc până la urmă. Că chiar dacă marketingul este un concept pe care noi îl avem din afara spațiului nostru, și românul e foarte bun comerciant, știe să se tocmească, știe cum să-și pună produsele pe teșghea și așa mai departe. Iar ca idee, acest clip nu este plătit de compania Farmec, este doar o colaborare pe parte de produse. Le-am dat ideea să facem acest concurs, practic nu le-am spus când voi organiza concursul. Am solicitat doar sponsorizarea celor 3 premii pentru voi și cred că merită ca și participarea voastră la acest concurs chiar să arate că, băi, putem sprijini un pic și ceea ce se face în țara asta. Lăsând la o parte toate comentariile care vin pe lângă, știu, întotdeauna există și lucruri bune și lucruri rele în absolut orice afacere. Până la urmă, știi, afacerile și toate companiile care există, mai mici, mai mari, mijlocii și așa cum or fi, asigură niște locuri de muncă și asigură, să zicem, o normalitate într-o societate care se dorește a fi civilizată. Farmec oricum face foarte multe, foarte multe proiecte și inițiative de a ține pasul cu tot ceea ce înseamnă astăzi ca și piața a cosmeticelor, iar pentru românce eu spun că e printre brandurile și cu bun simț, pentru că știți că e foarte ușor să jonglezi cu marja comercială și să faci o cremă antirid să devină extrem de greu accesibilă sau să o aduci pe piață la un preț cinstit care să-ți permită și ție ca producător să-ți plătești oamenii și laboratoarele de cercetare și ambalajele și normal să faci și tu un oarecare profit, pentru că până la urmă ca și om care ești acolo, care coordonezi toată activitatea asta, trebuie să asiguri o continuitate, dar să vii și cu un preț echilibrat pentru tipul de consumator pe care îl ai. Iar eu, Farmec, cred că face chestia asta nu de azi de ieri, face de niște 10 de ani. Deși am vrut să fie clipul ăsta așa mai, nu știu, să-l facem în așa fel încât să se adune aici multă lume să-l facă în așa fel, nu, văd că nu prea mai am darul ăsta în ultima vreme. Probabil că discursul meu nu este atât de piperat și atât de interesat pentru marea masă a românilor, dar eu cred că românii își pot regăsi
esența lor de oameni cu bun simț și oameni cu scaun la cap, cum spuneau bunicii noștri, și care să ne mai separăm de tot ceea ce înseamnă limbaj colorat și atitudini teatrale doar de dragul de a atrage public. Pentru că, na, vedeți și voi în tot ce înseamnă mediul de social media și mediul public de astăzi, nu mai primează, să zicem, adevărata calitate. Mai exact, sunt convinsă că dacă Farmec ar face astăzi un reportaj care ar rula în prime time la televiziune, care să spună ce a însemnat istoria Farmec și mai departe, nu știu câtă lume s-a uitat. În schimb, dacă începe una dintre acele emisiuni cu mult scandal și cu bârfe, unde, cine a plecat cu cine, amanta cui și divorțul și așa, nu știu cum se face, dar ratingul bubuie. Același lucru se întâmplă și în social media. Probabil că și eu, dacă v-aș fi spus niște chestii de scandal sau aveam un limbaj mai colorat în acest clip, probabil că deja aici se adunau mii și zeci de mii. Sau, în fine, dacă făceam show foarte mare, estetic și de glamour și de așa, nu știu de ce, consumatorul românesc începe să fie ușor păcălit de tot mirajul acesta doar al ambalajului și atât. Hai să ne întoarcem la Farmec, să ne întoarcem aici că avem un unboxing uriaș și am și 3 premii foarte consistente pentru voi. Și o să vă spun pe parcursul clipului și ce trebuie să faceți ca să intrați în concurs. În primul rând, mi se pare de bun simț să fiți abonați ai acestui canal de YouTube și la fel mi se pare de bun simț să fiți abonați ai canalului de YouTube Farmec. Ia un canal de YouTube. Și o să vă las link-ul aici în descriere. Totodată o să vă las și link-ul meu de afiliere în descriere. Iar până la sfârșitul anului, cei de la Farmec mi-au oferit acest cod de reducere de 10%, Beauty Barometer, pur și simplu trebuie să scrieți Beauty Barometer, care se aplică doar la acele produse care nu au o reducere. În felul acesta, să zicem că o să încerc și eu să-mi echilibrez efortul pe care îl fac pentru a comunica despre aceste produse, deși chiar este un brand despre care comunic cu mare drag de ani de zile, nu, adică de când am început blogul, prin articolele de pe la început, vorbeam despre produsele Farmec sau Gerovital, fără ca să fie avut vreo legătură piaristică sau ceva de genul ăsta, pentru că e în comportamentul meu. Mi-aduc aminte că prima dată am văzut laptele Doina și l-am și folosit, deși nu l-am folosit așa cum trebuie. Așa, erau sticlele acelea albe, mai butucănoase, așa, și cu dopul ăla negru, pe care, de exemplu, când eram mică, mi-aduc aminte că îl rodeam. Probabil că mulți dintre voi care ați fost bebeluși în perioada dinaintea Revoluției, vă aduceți aminte de aceste incidente care se întâmplau în familie. Bun, și tot un alt incident a fost că una din cremele Gerovital ale mamei, care era bine ținută acolo la peraful de la baie, adică nu așa, pe aceea am atacat-o undeva când aveam 10 ani, iar mama și-a dat seama că nu lăsam capacul bine înșurubat și se vedea și urma degețelului meu în borcanelul de cremă. Am început să fac sportul ăsta de pe la 10 ani. Mama mi-a zis atunci că nu este ok să fac acest lucru, dar se pare că mi-a intrat așa în reflex. Adică văzând că mama avea tot timpul un lapte Doina sau mai erau și din alte game de la Gerovital și alte loțiuni sau chestii de machiante, nu mai zic de loțiunea Lara, din care am consumat ca disperat în perioada când aveam coșurile. Așa, mi-a intrat în reflex că uite, domnule, că există niște produse pe piață pe care trebuie să le folosesc ca să mă îngrijesc. Deci a fost, Farmec a fost de la început o lecție de educație pentru femeia din România, care nu a fost mereu o fericită, ținând cont de războaie, de foamete, de diverse lucruri prin care au trecut românii și româncele special, pentru că erau și mame, văduve de război și așa mai departe, mai greu. Bun, hai să vedem ce avem în cutie. O să le iau, unde să le așez eu, undeva, ca să, ia, să vedem, mamă, ce bine că merg la sală, ce bine că fac sport, că altfel n-aș putea să ridic cutia asta, cu atâta ușurință și grație. Hai să vedem cu ce începem, hai să începem cu, știi cum e, curățenia noastră cea de toate zile, dacă la început, trebuie să vă povestesc despre săpunul Oana. Dacă la început Farmec avea săpunul Oana pe care îl căutam toți disperați, acum are nu știu câte geluri de duș și avem aici colagen și elastină, deci un gel de duș deja cum ar veni mai deștept, știi? Adică vine și cu niște ingrediente smart pentru pielea voastră. Și hai să vă povestesc despre
să pun oana, mi-aduc aminte că pe vremea lui Ceaușescu, când stăteam cu mama pe la cozi, bine, nu mă lua la toate cozile, pentru că ar fi fost inuman și cinic să iei un copil să-l car după tine, deși asta era realitatea, nu aveai ce să faci, dar mi-aduc aminte că atunci când veneau pe lângă carne, tacâmuri, ulei și pâine, mai mergeam, aveam un magazin de cosmetice chiar peste drum de unde stăteam și se întâmpla ca din când în când să aducă cosmetice pentru că nu se găseau tot timpul, atenție! Știu că la Cluj-Napoca la Târgu Mureș, pentru că aveam rude acolo și când mergeam în vacanțe și treceam prin Târgu Mureș sau prin Cluj-Napoca, întotdeauna prin magazinele de cosmetice, parfumerie, existau săpunurile Oana, deodorantele Farmec favorit, era lux! Dar nici acolo să știți că nu era stoc foarte mare, adică întotdeauna erau puține chestii și trebuia să te plimbi un pic prin oraș ca să le găsești. Oricum, în Cluj-Napoca le găseai. Ideea este că când se aduceau la magazinul de lângă blocul meu aceste cosmetice, vânzătoarea dădea o directivă clară. Un săpun și un deodorant la fiecare femeie. Și atunci mama mă lua mai mult din perspectiva că totuși eram fetiță, așa, și mă băga și pe mine la coadă și spunea să nu cumva să spun că sunt cu ea și făceam în felul următor. Ea era prima, de obicei se aducea și Favorit și Farmec 16, mai erau și alte deodorante, nu mai mi-aduc aminte, cred că Magnolia, nu mai știu, dar era săpun Oana, care știu că unul era cu ambalaj galben, unul verde, parcă. Da, din păcate, pe perioada lui Ceaușescu trebuia să ai suficientă strategie de asta de supraviețuire, inclusiv în cazul săpunurilor și al deodorantelor. Și astfel încât jonglam cu mama stând la coadă, de ce a luat întâi, să zicem, Farmec 16, să zicem, și săpunul Oana galben, iar eu veneam și ceream Favorit și săpunul verde, să zicem. Nu, că nu stăteau mai mult, erau niște directive foarte clare. Eram într-o epocă când nu puteai să-ți cumperi așa ca astăzi, să te duci. Să intri online. Da, era ceva. Vă spun sincer că nu-mi imaginam nici măcar în fanteziile mele legate de bunăstare, de lux, nu-mi imaginam vreodată că voi deschide un ecran și voi face comandă să-mi cumpăr cosmetice online. Adică dacă ar fi venit atunci așa cineva, eu din viitor, să mă întâlnesc cu mine la 10 ani și aș fi spus asta, probabil că aș fi trecut printr-un șoc, într-o traumă, că nu aș fi crezut că cineva își bate joc de mine, știi? Da, iar astăzi Farmec nu numai că are magazin farmec.ro pe care toată lumea îl știe, eu vă rog însă să folosiți linkul meu de afiliere și să folosiți codul Beauty Barometer 10 pentru o reducere, ba nu, doar Beauty Barometer și aveți cod, aveți reducere de 10%. Nu imaginam, da, odată că va fi asta și mai ales că acum există și farmec.eu, de unde vă puteți comanda produse Farmec sau Gerovital și din afara României, da? Deci dacă locuiți în afara României sau aveți prieteni străini care își doresc să încerce produsele românești, Farmec sau Gerovital au cum să le comande. Ca idee să știți că întotdeauna când intru într-un magazin Gerovital sau Farmec, acum sunt și magazine proprii, întotdeauna dau peste câte o persoană care vorbește altă limbă decât limba română și care vezi acolo și-a pierdut în fața raptor. Și pune întrebare, what is for anti-aging? Ah, this is Gerovital, anti-wrinkle, yes, this is it. Ok, bun, back to unboxing, va fi un unboxing povestit. Hei, asta este Gerovital detoxificare, este cu argilă 100% naturală, este îmbogățit cu argilă naturală din munții pădurea Craiului. Bun, da? Deci avem și așa ceva, puteți găsi și așa ceva pe fan. Bun, hai să începem aici. Să știți că am multe chestii și premiul pentru voi va fi foarte consistent. Păi, acum încercam să-mi aduc aminte când au apărut primele deodorante bărbătești. Faza este că mi-aduc aminte că la început erau deodorantele alea solide, care se numeau Bob. Dar deodorant bărbătesc, eu știu că Favorit foloseau și bărbații. Că după aia la un moment dat a apărut și Atos. Nu mai știu când au apărut deodorantele Atos bărbătești, dar eu știu că Favorit foloseau și bărbații pe vremea aceea. Da, ăsta este din gama Gerovital, Men, Seductive. Da, ăsta știu că pe acesta îl folosește destul de des soțul meu, adică îl cumpăr și
Mereu mi-a spus că e printre chiar printre produsele preferate, deși v-am mai arătat și în alte clipuri, are și deodorante și de la Chanel și de la Biotherm și de la asta, adică toată panoplia. Asla Med, apropo, nu știu dacă toți știați că farmecare și produse de igienă orală. Asta cum se cheamă, pastele astea de dinți Asla Med, știu că la un moment dat foloseam una dintre ele, în mod special, când făceam tratamente homeopate și îmi trebuiau paste de dinți parcă fără mentă, ceva de genul. Bun, eu am aici ceva pentru dinți sensibil cu extract eco-certificat de mușețel. Bun, mușețelul, planta românească, să zicem așa. Ei, mai am aici și, să zic așa, diferite produse de skincare ceva mai avansate. Cred că despre serul tratament anti-rid. Hai că îl și desfac pentru că tot eu o să-l folosesc sau dacă nu o să-l folosesc eu, o să-l dau cuiva foarte apropiat, căruia am permis să-i dau un produs început de mine. Este unul dintre produsele mele preferate, să zic, din gama de skincare. E foarte simplu și în același timp este cu particule prin el cu vitamina E. Este și foarte, foarte accesibil ca preț, până în 30 de lei. Și mă simt foarte bine cu el întotdeauna. Are o compatibilitate cu tenul meu de mare excepție. Pot și plus că pot să mă dau cu el, credeți-mă, pot să dau și 4 straturi. Deci, pielea îl trage. Are un ușor miros floral de cosmetice, pentru că, hai să vă mai zic, că știu că există multă controversă legată de prezența parfumului în cosmetice. Până la urmă, pentru mine un produs cosmetic trebuie să fie o experiență completă. Mie trebuie să-mi placă. Folosesc și produse fără parfum, dar mai folosesc și produse cu parfum, că simt nevoia de plăcerea aia. La fel contează foarte mult calitatea parfumului care se folosește în produse. Iar aici, întâmplător, am ocazia să mă conversez în când în când cu doamna Viorica Opriș, care, apropo, a lucrat pentru Farmec. Și ea a creat celebrul parfum, practic deodorant Farmec 16, dar care pentru o grămadă de românci a rămas ca acel parfum mai cochet și mai elegant și cât de cât accesibil pentru perioada comunismului, pentru că, drăguțele mele, să știți că pe perioada comunismului acces la Chanel, Givenchy și dintre astea aveau extrem de puțini oameni. Adică și dacă aveai foarte mulți bani, erau destul de greu accesibile să le cumperi, să le iei de undeva. Erau acele shop-uri de le cumpărai în valută, dar nu avea acces oricine, era mai îmbârlicată treaba. Nu mai spun, ca să călătorești în afară era o adevărată epopee, adică... Inclusiv sportivii noștri de performanță care plecau la concursuri, treceau prin nu știu câte interviuri și teste și parateste ca să le fie dat acordul să participe la tot felul de competiții internaționale. Da? Deci despre ce vorbim? Și atunci, nu știu, mie serul acesta mi se pare și formulat mișto și cu o aromă plăcută. Vă spun sincer că nu odată discutam cu cei din echipa Farmec și le-am spus că eu, dacă aș fi avut afacerea Farmec, eu l-aș fi vândut un pic mai scump. Îi puneam o sticluță mai fancy, na, minte românească, vedeți, sunt șmecheră, merge mintea. Pentru că este într-adevăr un produs foarte mișto, foarte plăcut din toate punctele de vedere, are și o formulă în regulă, poate fi folosit de către foarte multă lume. Mă uit acum câte seruri faciale sunt super trâmbițate pe piață, dar despre asta nu prea vorbește nimeni, că el e și așa, cu mințel așa dacă îl vedeți, n-are bling-blinguri, n-are sticlă sexy, adică nu e o sticlă sexy, e un flacon de ser facial și transparent, să vezi eu. Acei vitamina E încapsulată cum e pe acolo și că e tot. Dar eu, omul de marketing de acolo, drăgușorul de marketing din interiorul meu strigă, băi, faceți-l un pic mai scump, o sticluță un pic mai fancy și marketați-l altfel, pentru că chiar își merită. Așa că, nu știu, dacă sunteți gen în faza aceea în care vă doriți un ser facial, dar nu prea sunteți dispuse să dați multe zeci de lei sau peste 100 de lei, credeți-mă că nu aveți cu ce să vă simțiți mai prejos. Crește că sunt pe piață o grămadă de seruri foarte up, foarte sus poziționate, cu formule de astea, complicate, cu peptide, cu vitamina C, cu retinol, cu ho-ho-ho. Dar apropo, să știți că găsiți și pe la Farmec dintre astea. Bun.
ăsta, un alt produs. Și aici mai am o cremă anti-rit, cremă ochi, din gama Gerovital H3 Derma Plus. Eu am fost foarte încântată când am văzut prima dată gama asta într-o farmacie și atunci le-am și scris celor de la Farmec dacă îmi pot da mai multe detalii. Și mi-au spus că a fost gândită această gamă ca un fel de gamă de dermatocosmetice, care să dea o alternativă oamenilor care vor ceva dermatocosmetic, dar care poate nu își permit din acele branduri multinaționale, să spunem așa, dar și care vor ceva românesc. Pentru că ați fi surprinși, dar a intrat la un moment dat vibe-ul ăsta la noi să consumăm și produse românești și eu sper să țină. Bine, și aici am și eu reținerile mele, pentru că sunt și companii românești care se folosesc de acest vai să fie made in România, să fie tradițional, dar de fapt nu e chiar același lucru. Adică se... Da, mai știm și noi câte un iaurt pe care scrie că e din laptele vacilor din Covasna și de fapt laptele vine de prin Ungaria, Bulgaria, dar în fine, se mai întâmplă pe lumea asta multe chestii. Da, și asta este o cremă special dezvoltată pentru îngrijirea zonei sensibile din jurul ochilor, cu Matrixil, care crește densitatea dermului, Sepiliftul asigură pielii hidratare de lungă durată, Squalan și Undeshea, Aquaxiful are o acțiune complexă, optimizează rezervele termice de apă, crește producția de ceramide, stimulează sinteza de proteine, vitamina A și E, extractul gatulin și haloxilul are efect corector și reparator asupra ceartelor. Acum, revin la ce am mai spus de 1.700.500.000 de ori. Nici o cremă, oricât de bună ar fi, nu o să corecteze complet un ceartăn deja format, adâncit, un ceartăn pigmentat închis. Însă, o să vă zic așa, pe românește, nu fi păcală. Nu fi păcală și zi, lasă bre, tot am cearcăne, tot sunt ridată, nu mai folosi nimic. Măcar păstrează lucru cu mie, să nu se ducă în mai rău. Și să știți că totuși, câte cremele de ochi folosite corect și pe perioadă îndelungată și cu răbdare și cu demachiere și cu mai renunța la țigară, cafea, alcool, Coca-Cola, fast food și cu mai multă apă, fructe, mâncare echilibrată, un pic de sport, mai puțin calculator, încep să se vadă rezultate. Uite, încercați asta pe o lună, frate, o lună, atât, nimic mai mult. Și vedeți că încep rezultate. Hai să o desfacem și pe asta, să vedem cum arată. Pentru că asta am impresia că nu am avut-o niciodată și am fost curioasă de nu, am avut-o. Stai că acum mi-am aduc aminte flaconul. Mi-aduc aminte flaconul, așa arată. Deci vedeți că se merge cam pe aceeași tipologie. Ca textură este are un foarte lejer miros. De multe ori să știți că și aceste parfumuri care se folosesc în cosmetice se folosesc și cu rol de a acoperi mirosul ingredientelor naturale, alea sau alea basic. Să mirosiți odată vitamina A sau să mirosiți odată vitamina E sau scolan. Bă, miros urât, sunt anumite ingrediente care, adică ele sunt naturale, sunt foarte bune, sunt în regulă, dar n-au un miros prea appealing. Iar totuși noi ca femei, când ne dăm cu o cremă pe față, vrem să trecem printr-o experiență plăcută, știi? Nimic de zis, slavă Domnului, sunt pe piață și o grămadă de produse fără parfum sau cu... de astea cu ingrediente bio și nu știu ce care, într-adevăr, unele chiar miros nașpețel, aș spune, dar de dragul de a fi ultracatolici, corect, le folosim. Acum, probabil am folosit termenul ăsta și a rostit că cineva că am vreo problemă. Cum e românul care are mereu ceva de comentat? Bun. Așa, ce mai am pe aici? Ei, pe asta nici nu mai trebuie să vă desfac. Și asta chiar le-am solicitat celor de la Farmec pentru mine. Și în acest moment pe față sunt dată tot cu acest CC cream. O să vi-l arăt imediat cam aici. Dulapul cu cosmetice. Fix aici la îndemână. Și așa arată. Este un produs care mie îmi place foarte mult. Cred că am mai vorbit despre el. Este crema... Uite, l-am lăsat un pic pătată, îmi cer scuze. Crema... CC cu SPF 10, bine, iar un SPF minor, nu vă bazați pe el, trebuie să existe și pe dedesubt. Adică pe ten aplicăm ser, aplicăm o cremă de zi, să zicem, cu SPF 30 sau 50 și apoi venim și cu acest CC cream care este ușor colorat. Care este ideea?
E un CC cream foarte hidratant. E un CC cream cu care se pot machia și doamnele trecute și de 60 de ani. Și asta o spun fără așa că mi-a venit mie. Inclusiv pe mama am dat-o la un moment dat și pe bunica mea când am mai apucat să o machiez înainte să plece din lumea asta. Am machiat-o eu la un moment dat și am folosit tot acest produs. La fel am mai machiat doamne în vârstă și mereu am folosit ăsta. De ce? Pentru că nu știu cum face, dar se așează foarte frumos peste pielea ridată. Iar pielea ridată, și aici poate să-mi confirme toți make-up artiști în cor, este foarte greu de machiat la capitolul aplicare fond de ten. Bine, cine are experiență și mâna formată, dar tot se întâmplă să mai ai câte o clientă cu riduri foarte adânci, unde dacă nu știi cum să aplici acel fond de ten sau nu te ajută textura fondului de ten, te-ai dus. Și are și o culoare universală, adică este oarecum ușor transparentă și un pigment, cred că este un pigment ușor transparent, aș spune, care doar blurează. E, uite că dacă îl vedem aici, am să pun aici puțin, e o culoare foarte, dacă vedeți, un neutru. Da? Uite, aproape că nici nu se mai... Și este foarte, foarte hidratantă, foarte hidratantă. Aș risca să spun că dacă sunteți genul... Nu-mi place să mă dau cu nicio cremă pe față dimineața. După ce v-ați spălat pe față, că totuși trebuie să plecați la muncă, aveți o treabă și vreți să vă arate fața un pic mai bine, folosiți acest CC cream. Oricum, eu din ce simt are o încărcătură pe tenul meu, are o încărcătură de acid hialuronic bunicică față de multe alte produse mult mai scumpe și mult mai cu notorietate. Eu cred că folosesc acest produs... practic de când a apărut, pentru că știu că l-am văzut la un moment dat în ceva newsletter de la Pharmex sau o chestie și pe aia m-am dus direct în magazin și mi l-am cumpărat, adică nu m-am stat să mă gândesc, sau mi l-am făcut comandă, nu mi-am aduc aminte. Știu că pe primul clar nu a venit din preschit, mi l-am cumpărat eu, pentru că m-a încântat foarte mult formula și m-a încântat foarte mult felul în care am citit despre formulă și despre beneficii. Și dacă tot mă murdărisem pe mâini, la fix. Nu știu dacă știați, dar Pharmex face și șervețele umede de astea cosmetice. Sunt recomandate pentru întreaga familie. Ok, parfum proaspăt nu au o utilizare anume, adică nu sunt neapărat pentru mâini, pentru față nu cred. Dar sunt acel gen de șervețele umede universale pe care le păstrez în poșetă și orice ai nevoie, un retuș, să te ștergi pe mâini sau să-mi șterg eu acum fondul de ten de pe mână, cum am pățit. Da, bine, nu sunt șervețele de machiante, atenție, sunt șervețele așa, de curățare. Am rămas cu lampa asta aici, da, nu știu, am tras-o la un moment dat. Bun, hai să vedem ce mai avem. Această cutie este uriașă. Aici, așa să nu dărâm ceva. Ce mai avem? Mai avem clasicele și minunatele săpunuri lichide, da? Astea mai ales și dacă aveți o mică afacere, aveți un birou unde aveți angajați și așa și vă costă mult săpunul de mâini. Eu am văzut prin multe birouri, așa că oamenii cumpără săpunurile de lichide pentru mâini Pharmex. Se și folosesc ușor, sunt și economice, dar noi avem mereu, adică eu cumpăr odată la două luni, clar cumpărăm și săpun lichid de la Pharmex. Și ăsta este cel cu glicerină și ăsta e cu un pic de miros mai proaspăt, bambus. Da? Vreau să vă zic că puteți refolosi sticle, noi le-am mai folosit și le mai folosesc inclusiv la detergentul de vase, de exemplu. Dacă nu-mi place sticla în care e detergentul de vase, merge pentru că are pompița asta sănătoasă, țapănă, adică și când speli vase și ești mai înverv, așa, te miști mai cu tigaia în mână în jurul bucătăriei, sunt ok, sunt țapene sticlele, nu treabă românească, ca să zic așa. Bun, ce mai avem aici? Nu făr verde de geamuri. Băi, ăsta vreau să vă zic că l-am luat eu la un moment dat, îl cumpărasem când m-a lovit cu alergia mai intens și căutam ceva care să pot să șterg în special oglinda de la baie și oglinzile pe care le-am din casă fără să mă ia cum... Așa, și ăsta a fost unul dintre produsele care a funcționat. Deci dacă vă știți mai alergici și mai sensibil, chiar vi-l recomand. Bun. Uite, aici am produse de make-up. Mai exact este rimelul, mascara de Vileș. Da, Gelo Vitale Beauty este o gamă de make-up
pe care, nu știu, ia să zic, am impresia că mai am unul, ca să nu, să nu-l desfac, mai ales că la rimeluri e bine să nu desfacem așa în delir. Mai aveam unul în trusa mea de machiaj, în fine, prin produsele de make-up și așa arată periuța. Acum sunt dată cu rimel, deci nu sunt, da? Așa arată. Și e negru, negru intens, negru, un negru clasic. Miroase a crema, a ulei, a chestii de genul ăsta. Bun. Și rimel. Avem. Ce mai avem pe aici? Ce mai avem? Crema antirid cu acid hialuronic 3%. Uite, asta am apreciat mereu la Farmec, că pe anumite produse pe care știu că există interes din partea doamnelor mai care caută informații, pun și procentul de acid hialuronic, care este un detaliu bun. Uite, de exemplu, eu apreciez foarte mult, mai au ei acel ser cu 6% acid hialuronic, care a fost și premiat pe la niște competiții, pe la niște chestii și pe care l-am folosit și eu de câteva ori și da, își merită premiul. Da. Și aici am crema din gama Gerovital H3 Evolution Anti-Wrinkle Cream Concentrated with Hyaluronic Acid. Vorba cuiva te murdări de engleză pe la gură, trecem înapoi, crema antirid concentrată cu acid hialuronic. Tot vorba românească și asta, păi na. Bun. Ne întoarcem la curățenie, da. Asta, de exemplu, nu am folosit până acum și dar am folosit ceilalți detergenți de pardoseală. Și acum, dacă tot a fost o ocazie să-mi măresc seria de produse de curățenie, că tot se apropie perioadele alea în care româncele intră în vrâie. Deci, nu știu, frate, n-am să înțeleg niciodată. Deci, eu mi-aduc aminte de una, când se apropiau sărbătorile astea de Crăciun și așa, toate femeile din familia mea, și nu numai familia mea, toate femeile din cartier, de oriunde, băi, frate, intrau în delir. În primul rând, începea spălatul perdelelor, pam, pam, spălatul covoarelor, vara, nu exista, mam, bine, nouă copiilor ne plăcea că spălau covoarele la bunica mea în curte, se puneau pe jos, se dădeau cu furtunul și noi floșca prin el. Dar spălatul podelelor, mămică, și stați un pic, că eu am prins vremurile alea când se spăla cu mâna, deci luai cârpa, muiai în lighean cu detergent și spălai pe jos. Nu ca acum cu mopul care se stoarce singur, care se învârte. Nu, frate, luai niște zoaie dintre alea și spălai pe jos. E, acum suntem în altă dimensiune, ca să spun așa, iar de la Farmec aveți și produse de astea mai fancy ca să vă puteți satisface pasiunile gospodăristice. Da, deci n-am să înțeleg niciodată, frate, deci era nebunie. Spălatul la toate cearșafurile, la pături, se apretau fețele de pernă. Ai de cap. Da. Jale era. Jale mâncai. Mâncam jar, știi, ca și calul lui Prâslea cel Voinic. Mâncai jar, știi, și dintr-o mârțoagă te transformai într-un cal înaripat, cu matura în mână. Da. Și ăsta este Gerovital Dreams, parfum ce evoluează treptat, 100% alcool etilic, pardon, 0% alcool etilic, protecție, eficiență fără pete 24 de ore. Ăsta este un antiperspirant nou, în care eu n-am apucat încă să folosesc. Miroase binișor aici, la... Ia să dăm ampe. Pe că nu vreau să-mi dau nas. Mie mi se pare că aduce un pic cu Chloe. Are ceva din aroma de la a parfumurilor Chloe. Nu știu ce am astăzi. Bun. Foarte multă lume mi-a vorbit despre gama tratament expert. De fapt, despre gama pentru păr de la Gerovital, inclusiv Lorena, care are canalul Mademoiselle Lorena, pe care o salut dacă v-ați uitat pe aici și nu numai. Și multe dintre persoanele care mă urmăriți, cred că Mihaela, tu sigur, Mișo, o vedeți pe aici uneori, comentează. Și mai sunteți multe alte persoane care sunteți abonate la canalul meu de YouTube și m-am lăsat comentarii, care mi-ați spus mereu, băi, încearcă ceva și din gama lor pentru păr, pentru că e foarte mișto. E, acum o să încerc. Mi-am cumpărat acel șampon de tip co-wash, l-am folosit de vreo 2-3 ori, am pus și un story la un moment dat, de ce nu mi-a zis... Bine, am zis-o ironic față de mine, autoironic, adică mi-a zis atâta lume că gama de păr e mișto de la Gerovital, dar am așteptat să pice
paramoleață în gura lui nătăfleață. Da, e, și am, le-am trecut acolo pe listă celor de la farmec, aș fi curioasă să văd și cum este acest simplu șampon pentru volum. Bun, se îngroașă gluma aici. O să dau cutia jos pentru că nu mai am în cap produsele și o să le luăm așa. Ei, am luat și balsamul pentru volum, astfel încât să am experiența completă, așa ar fi dorința mea. Bun. Perfect. Și am luat și un șampon Sebum Control, pe care o să-l dau altcuiva să-l folosească, care are problema asta și care, bineînțeles, să-mi dea feedback, să-mi spună dacă este într-adevăr eficient, așa cum spune aici. Ce mai am? Ah, uite, și săpunul lichid de tip spumă. O să vă zic că prima dată când am luat săpun de ăsta de tip spumă, băiețelul meu l-a terminat într-o zi. Mi s-a părut foarte funny să umple chiuveta cu spumă. Dar asta bine, i-am explicat că era mic pe atunci, ce înseamnă asta și asupra mediului și că din punct de vedere economic nu este ok să termine un săpun. Spumă, dar eu nu știam ce tu face pe la baie. Bine, zicea, mă duc să mă spăl pe mâini, mă duc să mă spăl pe dinți. Ok, păi îl auzeam că face acolo ceva, dar nu. Și când m-am dus, chiuveta era cu boț de spumă, așa. Și a zis, mami, să mai cumperi săpun de asta pentru că este foarte drăguț. Ei, uite, m-am luat dintre ăsta, dar nu o să-l mai terminăm într-o zi. Bun. Crema de mâini cu glicerină, îmi aduc aminte și de acea loțiune cu glicerină. Apropo, oare o mai fi pe farmec? Care era foarte, foarte prezentă și aceea în toate casele, toate doamnele, na, după ce spălai, normal, spălai covoarele, spălai geamurile, păturile, apretai pernele, normal trebuia să te dai cu glicerina pe mâini, dar acum este crema de mâini cu glicerină, efect imediat de mâini catifelate. Bun. Voilà. Ce mai am pe aici? E, că tot vorbeam de curățenie, încheiem seria de chestii de curățenie. Ei, până acum tot am folosit din gama aceea, asta, nu fără verde, am folosit detergent de vase. Acum ai zis, bă, hai să văd și cu triumful. Nu știu, eu nu prea am fost prietenă cu triumful. Uite că și aici zice că e delicat cu mâinile. Panda! Ce auziți acum, ați greapță în pisica mea. De triumf, întotdeauna mi-a fost așa un pic frică să spun, mama mai spăla aragazul, nu știu ce, cu soluția aia, triumf, care era destul de degresantă, destul de și mereu spunea să nu pui tu mâna pe ea. Bine, eram adolescentă pe vremea aceea și nu voia să mă lase să-mi stric, să-mi ard așa. Era destul de dură, dar gospodinele pe vremea aceea se luptau cu curățenia, v-am zis, într-un mod de-a dreptul războinic, pentru că, băi, pe bune, deci mi-aduc aminte că am prins și o perioadă lungi de spălat trufe la mână, zilnic. De uneori mă întreb cum rezistam, pe bune. Acum nu știu, vă spun foarte sincer, mă gândesc la bunicuțele mele, mă gândesc la mama, mătușile mele și toate femeile din familia mea care ani și ani au spălat la mână, pentru că erau mașinile alea, în fine, dar era mai multă bătaie de cap, foarte puțină lume avea acces la mașinile acelea semi-automate sau în fine cum erau, spălatul la mână, nenică. Spălat la mână, spălai tot. Mai erau chestiile alea, cum se cheamă, scândurile alea așa cu denivelate pe care frecai chestiile mai dure ca să iasă așa. Aici am și un creion de ochi. Nu e prima dată când am un creion dermatograf de la Farmec, mai am avut și alte culori de foarte bună calitate și ele. Bun. Ei, și aici am POC. Și o casetă cadou. Și dacă o să vă uitați pe site-ul celor de la Farmec, o să vedeți că sunt foarte, foarte multe casete cadou. Și pentru fete, și pentru băieți. Există și un set mic de luat în avion. Foarte ieftine, până în 20 de lei, cu tot felul de chestii mici, dacă călătoriți și nu vreți să aveți bagaj la cale, e acolo o bursetuță. Cu ocazia asta vreau să vă spun că în magazinele Farmec, în această perioadă, există posibilitatea, dacă cumperi produse de 100 de lei, să zicem că nu vrei neapărat caseta asta. Eu nu vreau caseta asta sau celelalte casete existente, dar vrei tu să faci o combinație, gen, nu știu, uite, vrei să iei asta, crema de ochi antirid, vrei să iei serul ăsta, să zicem că mai vrei să iei o cremă de mâini și mai vrei să iei un rimel.
Dacă ajungi cu toate astea, zicem, la 100 de lei, în magazinele Farmec sau Gerovital, ți se face ambalare cadou, niște cutii foarte frumoase, for free, adică e cadou din partea magazinului în această perioadă, când se fac foarte multe cadouri. Bun, dar dacă nu, ai și opțiunea de a cumpăra casete cadou gata făcute. Am încheiat unboxing-ul, da, a fost mare. Și urmează acum să vă spun care vor fi produsele care intră în premiile pentru voi și, bineînțeles, care vor fi condițiile. Am 3 premii pentru voi, deci nu doar unul, sunt 3 premii și fiecare premiu este format din 10 produse. Am gândit fiecare premiu în așa fel încât cel care va câștiga premiu să poată împărtăși acest premiu cu toată familia. Gen, nu să fie doar un premiu foarte, să zicem, feminin. Să spună iar bărbații voștri, uite mă, iar a făcut, iar ai câștigat, iar ți-a venit coletul de produse și n-ai nimic, ca și pentru mine. Sau la fel, copilul îți spune, da, pentru mine n-ai nimic, bun. Și o să vă spun imediat din ce se compune premiul. Sunt cele două deodorante pe care vi le-am și arătat un pic mai înainte. Acesta numit Gerovital H3 Dreams și Gerovital Men, da? Ok, dacă nu ai iubit și nu poți să-ți faci ca să-i dai și lui deodorant, dai al cuiva, unui coleg de muncă. Vezi, uite că se nasc probleme din chestia asta. Bă, deci am câștigat un deodorant masculin, cu el dau poate un semn bun. După asta, pasta de dinți sensibilă Aslamed, pe care o pot folosi și copiii, dacă ai copii, pot folosi și chestia asta. Crema de mâini cu glicerină, bun, și un pachet de șervețele de acestea Bambus Wet Wipes, pe care să-l porți în poșetă sau să-l dai copilului la școală. Șampon, era șampon pentru volum, stai așa că am încurcat borcanele. Unde este șamponul pentru volum? Șamponul pentru volum, bun, și el va fi în premiu. Un săpun lichid pentru toată familia Musafiri. Și când vine mătușa în vizită și soacra și cine mai veni, aveți acolo un săpun mișto lichid la baie. Pentru că femeia româncă este gospodină, trebuie să primească și un detergent de vase. Bun. Hai să le văd astea. Și am selectat și aceste două produse care să fie așa, pentru răsfățul tău personal. Un ser antirid tratament și crema antirid cu 3% acid hialuronic. Iar pentru a câștiga unul dintre cele 3 premii, bun, pe lângă faptul că trebuie să fiți abonați la acest canal și, repet, să fiți abonați și la canalul de YouTube al celor de la Farmec, da, am apreciat să ne urmăriți și pe Instagram dacă vă simțiți în regulă, dar cel mai important pentru mine este să-mi lăsați un comentariu, o poveste despre unul dintre produsele Farmec pe care le-ați folosit de-a lungul anilor. Dacă aveți amintiri legate, nu știu, de Farmec 16, de laptele Doina, sau tocmai dacă sunteți o utilizatoare foarte tânără, care de bea, sau un utilizator foarte tânăr, pentru că, apropo, pot participa și băieții la concursul ăsta, da, o experiență, o părere, vreau să văd o frază scrisă într-o limbă românească armonioasă și frumoasă, da? Eventual, uite, lasă-mi și un proverb care îți place ție, un proverb românesc care îți place și de ce, și dacă crezi că are o legătură cu istoria și cu tradiția Farmec, cu atât mai bine, deci da, vă dau compunere, temă, da, pentru că vreau ca, într-adevăr, produsele să ajungă la oameni care rezonează cu partea frumoasă din sufletul românesc pe care îl avem și de care uităm în vremurile astea cumplite prin care trecem. Bine, noi trecem cam prin vremuri cumplite de niște ani, dar na. Românul, cum se spune, e rezistent și duce multe până când se ridică așa el deodată. Și să-mi lăsați acest comentariu frumos, să-mi spuneți eventual acolo, uite, am dat follow pe Instagram cu numele ăsta, m-am abonat și la Farmec, așa să-mi confirmați acolo și atât. Eu sper să am multă, multă lectură de făcut, astfel încât concursul se va termina la sfârșitul lunii noiembrie, iar eu undeva între 1 și 2 decembrie, în funcție de cât de mult voi avea de citit și de analizat, o să revin aici în comentarii,
și o să spun. Câștigătorii sunt, cei trei câștigători sunt. Apoi cei trei câștigători vor trebui să-mi confirme acolo și să-mi trimită fie un mesaj privat pe Facebook, fie un e-mail în care să-mi lase datele de livrare. Atenție, premiile se vor trimite prin curier doar în România și către persoane care au împlinit minim 18 ani. Premiile vor fi trimise direct de către Farmic, deci nu eu o să le trimit, așa că să le mulțumim deja din start de această sponsorizare. Și cam asta este tot. Aștept compunerile voastre cu foarte, foarte mare interes. So, acestea sunt produsele din premiu. Am zis să vi le arăt încă o dată ca să vă fie mai ușor. Serul anti-wrinkle de la gama Asla Vital, o cremă cu acid hialuronic 3% din gama Gerovital H3 Evolution, o cremă de mâini, săpunul lichid cu bambus, șaponul Gerovital Tratament Expert pentru volum, un pachetel de șervețele umede Farmic pe care va fi foarte ușor să-l purtați voi în poșetă sau copilul vostru la școală, pasta din Saslamed pentru din sensibil, detergentul de vase Triumph și două deodorante, unul masculin și unul feminin, Gerovital Men și Gerovital H3 Dreams. Acesta este unul dintre cele trei premii care va ajunge la voi. Inspirație, dragilor, vă urez inspirație, să-mi lăsați aici comentarii, să am ce să citesc. Și nu uitați de codul de reducere. Până la sfârșitul anului, cu Beauty Barometer, aveți 10% la orice cumpărături pe care le faceți pe farmec.ro, cu condiția să nu fie și o altă reducere acolo.